Eugeniu de Savoia se află în cartierul Timișorean Cetate și constituie axa est-vest a acestuia. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, după aplicarea regulamentului pentru construcții în orașul și cetatea Timișoara, guvernatorul Banatului, contele Claude Florimond de Mercy, a impus un nou plan de urbanizare. Potrivit acestui regulament, toate clădirile vechi urmau a fi dărâmate eșalonat pe ani, iar în locul lor se vor ridica clădiri noi numai din cărămidă, pe o nouă țesătură urbană de tip rectangular. Introducerea cărții funciare după anul 1780 aduce în prim plan un număr cadastral, un număr topo și un număr de casă, simplificând aspectul administrativ al orașului. Aflăm așadar că strada Eugeniu de Savoia, din strada centrală, a întreținut în decursul anilor un viu tumult de socializare prin prăvăliile, mai apoi magazinele sale, cârciumile, mai apoi restaurantele sale, birourile și mai apoi instituțiile administrativ-judiciare găzduite în clădirile sale. Vom căuta în continuare să aflăm trecutul precum și destinul actual al câtorva dintre cele mai importante și interesante dintre aceste clădiri. Această clădire, cunoscută sub numele de Casa Prințului Eugeniu de Savoia, este amplasată pe locul vechii porți a cetății Timișoara, Poarta Forforoza, prin care a intrat triumfal Prințul Eugeniu de Savoia la 18 octombrie 1716, după ce eliberase cetatea de sub dominația otomană. Prima construcție de pe acest amplasament, adaptată noii rețele stradale, este consemnată abia în anul 1817, la peste 100 de ani de la eliberarea cetății. Așadar, deși încurca evident noul plan de urbanizare, mult timp după ce s-a hotărât modernizarea orașului de către administrația din acea vreme, Poarta Forforoza a rămas neclintită în semn de cinstire a reîntoarcerii cetății în lumea creștină. Proprietarii erau obligați pe vecie să pună deasupra intrării un bazorelief în care este figurată imaginea vechii porți. Tradiția s-a păstrat până în zilele noastre, chiar dacă acum bazorelieful, aflat sub sticlă, nu mai poate fi ușor descifrat. În afară de locuințe, încăperile imobilului de la stradă au avut o funcție preponderent comercială. În clădire au mai funcționat birouri, cum ar fi cel de comerț, industrie și agricultură, cel al unei agenții teatrale de intermedieri, etc. În zilele noastre, pe lângă apartamentele din interiorul imobilului, mai există la stradă și un magazin al cărui design reconstituie, la nivel de sugestie, farmecul epocilor trecute, lăsând totodată o vagă și nostalgică idee despre potențialul estetic al acestei clădiri, abandonată oarecum în uitare. Copia celui mai frumos palat al Renașterii italiene, Palatul Strozzi din Florența, Palatul Dicasterial din Timișoara, domină perspectiva străzii Eugeniu de Savoia. El are trei curți interioare și erau consemnate 273 de birouri, 34 camere de serviciu, 34 de bucătării, 65 de spații pentru depozit, 27 de magazii. În total, 419 spații, care în timp au dobândit diferite destinații. Fațadele palatului sunt sobre, ferestrele etajului întâi au coloane ale căror capiteluri susțin bolțile arcuite în stil roman. Ferestrele de la nivelele superioare sunt și ele arcuite, iar consolele dintre parter și primul etaj, precum și cele dintre etajul 2 și 3, sunt simple și ferme, definind o subtilă separare decorativă între etaje. Cele trei registre diferite, cu sugestii gotice și romanice, rezalitul discret conturat de pe fațadă, completează imaginea deosebită a ansamblului. Palatul adăpostește judecătoria, tribunalul județean și curtea de apel. Lucrările de restaurare sunt aproape încheiate și conferă grandoare și viabilitate pentru funcționarea acestor instituții. Clădirea de la numărul 4, cu alură arhitectonică Jugendstil, se remarcă prin intrarea din lemn și feroneria artistică, prin volumele sale care amplifică fațada fiecărui etaj, prin balconul de la etajul 2, închis pe console, precum și prin supleța formelor modelate în fier forjat. Este una dintre frumoasele și interesantele clădiri timișorene de la începutul secolului 20.
Dintre firmele ce aveau sediul aici în acea perioadă, o menționăm pe cea lui David Weiss. În anul 1921, aici locuiau avocații Peter Bure și Gheorghe Ienovan. După 1989, clădirea a devenit sediu pentru diverse firme. Imediat după războiul cu otomanii, dintre anii 1737-1739, se ridică pe actualul amplasament al Episcopiei Romano-Catolice o clădire cu etaj unde lucrau funcționarii camerali. Aici vor locui temporar și episcopii bisericii catolice din această dieceză, care peste câțiva ani, pe 2 iunie 1780, obține clădirea drept sediu. În anul 1809, clădirea este restaurată esențial și devine un palat. Multe dintre elementele baroce ale fațadei au fost scoase, dar fără a altera imaginea unui palat baroc. S-a acordat mare importanță lărgirii spațiului din interior. Forma clădirii este dreptunghiulară, iar cele două portaluri, unul este zidit azi, sunt printre cele mai frumoase portaluri baroce din oraș. Fațada are multe elemente neoclasice. În 23-24 septembrie 1995, după eliberarea clădirii de chiriași și ample lucrări de restaurare, se inaugurează Centrul Diecezan Romano-Catolic de sărbătoarea Sfântului Gerard. În afară de locuința episcopului, se află aici biblioteca, arhiva și muzeul diecezan. În anul 1740, Anton Zeltman, avocat al orașului, cere magistratului primăriei să-i se aprobe cumpărarea terenului vecinului său, Johann Lechner, pentru a construi pe două parcele de teren un Wirthaus, un restaurant și hotel cu etaj, care să se numească Trompetistul. Clădirea se ridică repede și intră în circuitul comercial timișorean ca un loc unde serviciile sunt de primă clasă. Sub numele de Conte Falkenstein, a stat aici și viitorul împărat Iosif al II-lea, în prima sa călătorie prin Banat și Timișoara, în anul 1768. Între 12-14 mai 1807, locuiește aici împăratul Franz I-ul, venit odată cu tezaurul coroanei Habsburgilor, tezaur ce va fi păzit de miliția orășenească, fără ca aceasta să știe ce anume păzește. Un moment important l-a constituit vizita domnitorului Alexandru Ioan Cuza pe 7-8 martie 1866. În acest local, tatăl poetului Nicolaus Lenau și-a jucat și-a pierdut averea la jocurile de cărți. În aprilie 1894 se încep lucrările de renovare și supraetajare, așa încât în anul 1902, pe cele două etaje ale hotelului erau 50 de camere elegante. Hotelul era complet renovat, iar bucătăria sa oferea cele mai bune meniuri și băuturi ce puteau fi servite în grădina de vară cu terasă. Complexul ar merita să fie restaurat și transformat în cu totul altceva decât ceea ce este astăzi. În locul unei vechi case cunoscută sub numele de La cele două chei de aur, a fost ridicat în anul 1906 acest imobil cu arhitectură Jugendstil, fiind dotat la acea vreme cu 9 apartamente, 33 de camere, 10 magazine și 8 ateliere. Clădirea cu două etaje are o intrare monumentală, penultimele geamuri de la etaje din stânga și dreapta fiind încadrate de elemente de stucatură. Balconul este lucrat în feronerie artistică.
De-a lungul timpului, acest impunător palat a avut mai mulți proprietari, precum și un număr impresionant de locatari și întreprinzători cu cele mai diverse îndeletniciri care au adaptat spațiilor închiriate o mare varietate de utilități. Acest impunător palat a fost ridicat începând cu anul 1911 pe locul unui imobil cunoscut încă din anul 1841, mai ales prin localul La Cocoșul Negru. Clădirea are 3 etaje ce poartă amprenta stilistică a epocii. Preluând parcă destinul locului, clădirea adăpostește astăzi, precum a făcut-o și de-a lungul timpului, o mulțime de firme. Peter Zolderer, primarul care la 24 decembrie 1731 a pus piatra de temelie a primăriei germane, azi primăria veche, își dorea foarte mult să-i asigure fiicei sale viitorul, așa încât s-a împrumutat și a construit această clădire. A fost primul imobil cu apartamente de închiriat din Timișoara, rezolvând în acest mod problema locuințelor pentru persoanele venite cu probleme administrative sau de afaceri. Era una dintre cele mai arătoase clădiri ale orașului la acea vreme. Tot aici funcționau magazine și cunoscutul local La Trei Coroane, despre care administrația militară atenționa la un moment dat primăria germană asupra faptului că aici se cântă și după orele 22, ora oficială de încheiere a muzicii la toate stabilimentele din oraș. Palatul a fost renovat în anul 1888 de către familia Babușnic. Bolțile au fost eliminate, iar parterul și primul etaj au fost înălțate. A fost modificată și fațada, iar corpul de clădire din curte a fost refăcut integral. Specificul locului este oarecum perpetuat și în zilele noastre printr-o rafinată enotecă ce poartă în semn de omagiu și din rațiuni evident comerciale numele prințului Eugen, iar în celelalte încăperi ale palatului sunt locuințe și birouri ale unor firme. În clădirea de la numărul 12 se afla cârciuma La Inorog, dar nu pentru acest lucru ne oprim atenția asupra ei, ci datorită faptului că aici s-a născut pictorul Karl Brocky și a locuit industriașul Ignaz Leiritz, două însemnate personalități ale orașului. Născut în această casă, în anul 1807, Karl Brocky studiază desenul cu profesorul timișorean Josef Schutz. Apoi urmează Academia de Arte Frumoase din Viena. Face mai multe schițe și lucrări atât împăratului Francesc al II-lea, cât și familiei imperiale. Devine pictorul reginei Victoria și al curții regale britanice, fiind foarte apreciat atât pentru calitatea picturii, cât și pentru spiritul său. Lucrările sale sunt expuse în marile muzee de artă din Londra, Paris, Viena, Graz, Budapesta și la Muzeul de Artă din Timișoara. Ignaz Leiritz vine la Timișoara în anul 1857 și înființează în Iosefin un mic atelier de lăcătușerie. În anul 1879 realizează la Timișoara prima centrală telefonică dintr-un oraș de provincie din monarhia austro-ungară. Pe 13 iunie 1881 inaugurează rețeaua telefonică interurbană. În anul 1891, la Marea Expoziție de la Budapesta, Leiritz este premiat personal de către împăratul Franz Josef pentru remarcabilele sale rezultate. În afara acestor două mari personalități, clădirea a găzduit în decursul timpului atât locatari, cât și atelier și magazin de bijuterii, atelier de gravură, spații comerciale pentru textile, mărunțișuri și ghete, atelier pentru confecționarea pălăriilor și corsetelor de dame, coafor, librărie și altele.
Deși sufocată de circulație astăzi, strada Eugeniu de Savoia rămâne în continuare una dintre cele mai importante străzi ale orașului, mai ales prin valorile sale de patrimoniu. Credem și sperăm totodată că numărul impresionant de mașini ce sugrumă spațiul și confortul vizual al acestei străzi, precum și al întregului centru istoric, care pare mai degrabă o imensă și bizară parcare auto, va fi reglementat cât mai curând prin interzicerea circulației autovehicolelor, redevenind astfel o zonă de conservare a valorilor cultural-patrimoniale, în care să se îmbine organic savoarea și parfumul trecutului cu ritmul viu cotidian.